Salutare la toată lumea, fraților, și haideți să dăm drumul la un story și astăzi facem un story despre luarea de ostatici de la Onești. Sunteți foarte mulți care mi-a scris mesaje. Victore, deschide-mi un pic ochii cu ceea ce s-a întâmplat în interiorul apartamentului. Sunteți foarte mulți războinici care în live mi-au ziceați puteam să sar, să-i dau cu pumnul și îl lăsuream pe ușă și plecam și fugeam. Băi, tu pe război, ia să numai eroi. Toți sunt eroi după război. Dar când te afli într-o situație de stres, în fața la o persoană disperată, care are unele cerințe înspre administrația publică, care știe că după lucrurile care le face din interiorul apartamentului, sunt niște repercusiuni foarte grave cu justiția, cu să se ducă la pușcărie pentru că a luat ostatici, pentru că îi ține sub amenințarea unei arme în interiorul apartamentului, eu știe la ce se supune. Și o persoană disperată care caută rezolvare și nu o are din partea administrației. Și atunci devine din ce în ce mai agresiv. Și ca să-și atingă scopul, e capabil să facă și crima care au făcut-o. Personajul de 36 de ani, Silviu, și personajul de 55 de ani, Dan, care au suferit unele traume care le-au produs decesul de această lamă de cuțit tăietoare, care poate să fie din orice lovitură sau în punsătură să te ducă înspre deces. Găsindu-te într-o situație de stres din care tu nu știi să te scoți, ești doar un simplu instalator, ești un muncitor, n-ai practicat nimic la viața ta, ești un om care trăiești în societate. Ceea ce v-am explicat de mai multe ori, fraților, mergeți, deschideți-vă viziunea înspre lucrurile care vă înconjoară din jurul vostru. Pentru că degeaba tu ești un personaj liniștit, ești un muncitor simplu, vedeți ce se poate întâmpla? Zici, băi, eu muncesc, eu n-am nevoie, de ce să învăț eu autoapărare Krav Maga? Pentru ce? Că eu sunt muncitor, eu muncesc în instalații, nu mă bat cu lumea, nu înjur lumea, am familie, am copii, îmi văd de treaba mea, pentru ce? Întrebă mie să învăț autoapărare. Și sunt milioane și milioane de cetățeni care cred în ideile astea că nu are nevoie pentru că el nu o să fie agresat. Da, nu o să fie agresat, dar o să te agreseze altcineva pe tine care are nevoie de tine și se folosește de tine sau are alte intenții rele cu tine. Și atunci tu nu știi să răspunzi, nu știi să te aperi când ai nevoie. E adevărat, nu ți se întâmplă în fiecare zi ca să vină o persoană sau o dată pe lună sau la un an sau la doi. Dar o să fie momente în viața ta când o să ai nevoie să știi să răspunzi la agresiune, ceea ce li s-a întâmplat lor în apartament. Erau niște oameni nepregătiți care s-au simțit într-un loc închis, sub amenințare, în care creierul lor, prin luarea de viziune asupra lamei de cuțit, care viziunea transmite asupra creierului informația și spune că e sub amenințare, dopamina crește, energia și pulsul crește, gândurile te iau, atunci simți că ești într-o situație de stres din care tu nu știi să te scoți. Nu ai răspunsuri. Nu știi cum să faci. Și atunci ce faci? Te înlemnești, încremenești. Pentru că te găsești în față la o persoană disperată care deține o armă în mână și vrea să-și facă dreptate, folosindu-te pe tine. Tu fiind victima acolo, folosindu-se de tine. Tu care tu nu știi cum să reacționezi ca să te scapi de acolo pentru că ușa e închisă.
Cheia e luată din ușă la el în buzunar. Ce faci? Sar prin ușă, te arunci pe geam? Te aștepți ca poliția să vină să te salveze, nu? Asta e gândul tău. Bă, zici, stau cu minte că vine poliția, Doamne, fer nebunul ăsta, îmi scap în duvru câteva cuțete, mă omor, am familie, am copil acasă, am soție, mai vreau să mai trăiesc. Chestia-s gândurile care te ia în momentele de stres. Pentru că atunci e un nivel de stres foarte ridicat. E ușor să stai în față la televizor, să-și bine, bă, păi dacă eram eu, oamenii, dădeam la moșneag un pumn. Bă, ce te face pe tine să crezi că din pumnul tău cădea? Au fost boxeri profesioniști, kickboxeri profesioniști care au murit de lamă de cuțit, de lovitura de cuțit. Ce te crezi tu că poate pe tine să te facă să crezi că tu dintr-un pumn, în momentul ăla, în situația aia de stres, poți să-l pui pe el la pământ și să-l imobilizezi, să iei cuțitul din mână, când el, în capul lui, e accelerator de nebunie. E accelerator de nebunie. Trăiești într-o dopamină maximă în creierul lui, pentru că știe ce se întâmplă, ce repercusiuni o să se întâmple după fapta care o face. Știe că toată poliția din oraș și televiziunile o să fie acolo, la locul ăla. Pentru că el face o faptă grea, la disperare. Și tu, aflându-te în situația de stres, fiind o persoană normală, îți dai seama că omul e disperat. Găsindu-te închis în cușcă cu un leu, care se învârte tot timpul în turul tău. Și aștept momentul să te muște, să te mănânci. Să-ți facă rău. Te tezgârie cu laba, ks, ks, și zici, Doamne, mâncați așa. Oare când sare pe mine și mă mănâncă și mă moară? Oare nu vine nimeni să mă salveze? Oare nu mă scoate nimeni din cușcă? Asta înseamnă situație de stres. Când creierul te pune foarte mult la gândire, dopamina în creierul tău, ochii tăi transmit informații. În momentul când el a închis ușa și a scos cuțitul și a început la amenințare și a scos cuțitul în față, ochiul director receptat și-a transmis la creier informația că e într-o situație periculoasă. Tu, ca om normal, care repar țevi, de unde să ai tu antrenamentul unui om care merge de 2, 3, 4 ani, de exemplu, la cursuri de autoapărare? Ala tot timpul are antrenamentul, are pregătirea și știe cum să intervină. Își găsește repede drumul pentru a se pune pe calea cea bună pentru a opri atacul. Dar el, fiind un simplu muncitor, cum ziceți mulți, bă, ce am eu nevoie? Păi eu am nevoie să mă duc să fac eu autoapărare, Krav Maga, să mă apăr de cuțit, să mă apăr de par, să mă apăr. Nu, mă, frate. E pentru cunoștințele tale, când într-o zi poate să ți se întâmple ceea ce s-a întâmplat la băieții de la Onești. Da? Pentru că o lamă înțepătoare și tăietoare poate provoca răni foarte grave, exterioare și interioare. Și dacă nu e un personaj medical acolo, un doctor, să te ajute rapid, te golești repede de sânge și mori foarte rapid. Au fost care au trăit cu 10 gloanțe, poate și mai multe. Au fost operați și au fost puși, dar de cuțit, cam greu. Pentru că deschizăturile și impulsăturile sunt interioare și sunt masive. Produc hemoragii puternice, te cureți repede. Și plus că ai un personaj în fața ta care e disperat. Caută să-și rezolve problemele. Tu nu știi cum să acționezi. Pentru că creierul tău nu e pregătit de situații de stres. De-aia în antrenamentele de Krav Maga, de autoapărare, înveți ce înseamnă situații de stres. Înveți cum să barezi un cuțit. Înveți cum să faci o apropiere, să oprești loviturile cursive în disperare. Înveți
cum să te regăsești rapid, să te recuperezi repede din șocul care l-ai în momentul când te vezi sub amenințarea unei lame, fără să rămâi blocat, încremenit și să înceapă să strimure genunchi și să zici, mamă, sunt terminat, e gata, aici mor. Asta înseamnă Krav Maga. Îți dă o șansă la viața autoapărarea. Îți dă o șansă pentru a te scăpa din mâna de la un om disperat. Ei, în momentul când au intrat în apartament, omul avea planul pregătit dinainte, ei n-avea cum să știe, început să poate să-și facă treaba acolo, tătătă. Omul închis ușa frumos, a băgat cheia în buzunar, pumnii mai fugi tu, mă. Pumnii mai fuge. Îți pune lama la gât, o lamă la gât, atâta face. Psst, o tragi în jos, o la carotita și te-ai dus. 30 de secunde, te-ai curățat. Sângele nu mai urcă spre creier, nu se mai oxigenează creierul, te-ai golit în 30 de secunde de sânge și ai terminat. O luam în pungătoare care se pune în piept. Ce faci dacă nu ai pregătire și nu știi să ieși din cuțit? Cum faci când vezi că ai un personaj disperat în fața ta? Cum te scapi? Când tu n-ai pregătirea, pur și simplu, ție creierul nu-ți trimite nicio informație pentru că tu nu te-ai pregătit niciodată pentru așa ceva. Atunci cum să ai ieșire? Cum să găsești ieșire? Cum să-ți găsești curajul să te activezi, să faci riscul ăla, să-ți asumi riscul ăla, să îi blochezi lui mâna și să iei cuțitul din mână? Când știi că tu nu știi cum să o faci. Nu știi cum să... Cum să te asiguri tu că îi dai un pumn și să fii sigur în capul tău că el cade jos și asum? Dar tu te bați în fiecare zi că asta și zici. Bine, mă, dar ce am eu nevoie? Păi pe mine mă atacă lumea. Niciun personaj care să zici, bă, am pumnul feroce, îi dau un pumn și dau somn, să mă asigur că cade jos. Păi la el, la criminal, în momentul ăla, dopamina și accelerarea pulsajului de sânge este la maxim. Când persoanele se simt într-o adrenalină maximă și disperate, e greu să-i bați, să-i pui jos, să le dai somn. Pentru că atunci el îi muncește cel mai mult creierul. E cel mai accelerat. Dopamina în creierul lui trimite foarte multă informație, foarte multă ură. Pentru că își caută scopul de a-și rezolva problemele. Și atunci, tu, care ești deja într-o stare de stres, cum faci, mă, frate? Să te scoți deja din starea de stres, să ieși din lama de cuțit, să poți să-l imobilizezi, să iei cuțitul dacă nu ai nicio pregătire. Dacă nu ai nicio pregătire. Credeți că dacă era așa ușor, nu o făcea toată lumea? Puneți-vă și voi întrebarea, până acum, credeți că dacă era așa ușor, nu o făcea toată lumea? O făcea, dar nu e așa. Pentru că corpul uman, când e în relaxare, când ești în calm, când e într-o situație de stres, situația se schimbă. Corpul uman se schimbă. Creierul îți trimite alt tip de informații. Una când ești relaxat și te uiți de impact de la trezor și zici, bă, dacă eram eu, îl luam pe moșneag, îi dădeam un pumn, îl luam de sărea în aer, că eu sunt mare, bă, ești de bun, noi eram doi, el era singur. Păi da, dar el avea o lamă tăietoare împungătoare. Tu aveai o familie acasă, copii. În momentul ăla de stres, lucrurile tale în capul tău începeau să se schimbe. Că acum îți vorbea cineva la ureche, stai frate, nu te amâncașa, că cine știe ce se întâmplă, dacă te împinge, dacă te taie. Gândește-te la familie, așteaptă că vine poliția, te salvează. Îți mai dai o șansă. Dar tu ești în cușcă cu leul, el te zgârie cu gheara. Te pregătești de ceva greu și zici, bă, mă, când mă mușcă ăsta, dacă îmi dă cu cuțitul, pa, pa. Te gândești că un om disperat, când a pus mâna pe cuțit. Și-a început să dea de toate poziții. Adrenalina și forța cu care dă și cu disperarea. Cum îl mai oprești dacă tu nu ești pregătit de așa ceva? Primul rând trebuie să tai distanța.
Să oprești lovitura brațului, să-i blochezi brațul. Tu fiind legat la spate. Cum? Dacă activau din momentul când au trecut sub amenințare, înainte să fie legat la spate, da, mai era o șansă. Dar fiind legat la spate, șansă zero. Șansă zero. Deci n-aveau nicio șansă de a trăi. Au fost măcelăriți. Au luat lovituri de cuțit din toate pozițiile. Pentru că el o simți că intră garda peste el și o zis, bă, deja eu problema am făcut-o. N-am rezolvat nimica, măcar să fac ceva să audă tătă România de mine. Zam, 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 și-o dat la disperat. Până a intrat eu spartușa, vai de pula lor Gabo, până și-au făcut și ei treaba, o traia și în victime, le-au umplut și pălea de gloanțe de cauciuc, nici ei nu știu ce-au făcut acolo, zarvă, oricum, s-au făcut de rușine. Situația lor de a aborda cazul de la Onești, catastrofală, s-au făcut de rușine din toate pozițiile, și negociatori, și trupe speciale, și activitatea lor polițienească care a fost catastrofală. Ce să cer de la niște cadre militare care nu au fost capabile să-și facă treaba cum trebuie? Dar pe de la niște oameni simpli care s-au găsit într-o situație de stres. Care nu știe ce înseamnă o activitate sportivă, care nu știe ce înseamnă o situație de stres, pentru că sunt niște oameni normali care trăiesc în societate ca restul de lume, care nu interesează ce poate să se întâmple mâine cu ei. Pentru că zice, eu nu am probleme. Eu nu sunt o persoană care caută probleme. N-ai nevoie, cum v-am zis și în celelalte videouri, n-ai nevoie să cauți lucru, caut altul cu tine. Degeaba ești tu liniștit. Când vine unul în trafic, se oprește și zice, băi, nu-i place cum ai parcat tu și se ia de tine. Scoate cuțitul și te înțeapă. Și dacă tu nu ai reacție, te merlește. Te omoară. Dacă nu știi să te aperi. Ceea ce s-a întâmplat și la Onești. Oamenii au intrat în apartament. Omul avea deja în capul lui ceea ce trebuia să facă, a închis frumos ușa, a scos lama la cuțit, ia-mă, stai jos băgați ai pula mă ta. Stai mă domnule, ce faci aici domnule? Stai jos că te tai băga mea și... N-au, stai jos! Stai jos că te tai! Înțelegi? S-o pus jos, vină cu a. Bă, eu pus lama la gât. Ridică de sus, pune aici cătușile la mână de plastic. Ăla îți dai seama că el atunci pe loc, momentan, o lua și o pus la tovarășului cătușile pe mână. Bă, l-a luat, l-a pus pe ăla jos, l-a pus lui cuțitul la gât, i-a pus lui cătușile la mână de plastic și o legat. Pentru că situația s-a întâmplat rapid. Înțelegeți? I-a luat repede ostatici. Și ei de frică o accepta să li se pună cătușile de plastic pe mână, sub amenințarea cuțitului. Știind că ușa e închisă, n-are pe unii să fugă, că dacă fugi de omul la disperare pentru că le-au închis ieșirile, nu știe cum să se apre, știe care e familie, atunci toate gândurile te ia prin cap. Pur și simplu, creierul tău trimite niște surse de informații și de teroare de te nebunește, treci printr-o situație de stres maximală prin care tu n-ai trecut în viața ta niciodată pentru că nu ai pregătire și atunci e ceva normal că te blochezi și faci ceea ce zice criminalul. Deci nu mai vorbiți voi că-i dădeam, că făceam, că mamă eram eu Rambo. După război toată lumea e erou. Toată lumea e erou. Toată lumea e erou. Trebuie să te antrenezi. Băi, nu zilnic. Măcar de 3 ori pe săptămână. Să știi ce înseamnă o barare de cuțit. O intervenție de cuțit. Să știi ce înseamnă un atac de cuțit. Antrenorul ăla te pune în situațiile alea de stres ca tu să știi cum să ai curajul și reacția de a acționa în caz că tu ești atacat ca să te salvezi. Să te salvezi, bă!
să te salvezi, bă, să știi cum să te folosești de corpul tău uman într-o situație de stres în care tu ești amorțit, ești terminat. Pentru că creierul tău trimite informații în care te bagă într-o stare de aia de panică. Și atunci Krav Maga-ul, autoapărarea, te pregătește pentru asemenea lovituri, pentru asemenea atacuri, pentru asemenea intervenții. În antrenamentele tale, chiar dacă știi că se întâmplă un atac de ăsta și vin unele tăieturi, e ca să salvezi viața. E ca să salvezi viața. Îți dă șansa ca să poți să-ți salvezi viața. Când tu, fără informația din cursurile de autoapărare, nu știi cum să o faci ca să-ți salvezi viața. Înțelegi? N-ai nicio informație în momentul ăla. Cum să faci ca să-ți salvezi viața din mâna unui om disperat, care vrea să te fure sau vrea să-ți facă, cum a făcut ăsta la Unești, o luare de ostatici. Înțelegi? N-ai sursa de informații la momentul ăla. Dar făcând cursurile, făcând repetitiv, omul ducându-te în situațiile de stres prin educația care ți-o dă, în momentul când ție ți se întâmplă chestia asta, ție creierul îți trimite direct informația de care tu ai nevoie în momentul ăla ca să poți să te salvezi, să ieși din situația aia. Chiar dacă lama aia tăietoare îți provoacă unele rând, tu ieși pentru că știi cum să ieși. Dar dacă nu ești pregătit, n-ai cum să știi cum să ieși de acolo. Asta e 100%. Și atunci ești victimă. S-o termina pentru tine. Cam asta a fost povestea mea despre starea de la Onești. De poliție nici nu mai vreau să vorbesc. Catastrofal. Eu sunt Victor. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu.